După o carieră politică impresionantă, dar și controversată, primul președinte al României postcomuniste s-a retras din spațiul public, însă stârnește în continuare curiozitatea românilor. Mulți se întreabă și acum ce pensie are Ion Iliescu. Suma primită de la stat nu e deloc mică, după o carieră politică impresionantă, dar și controversată, primul președinte al României postcomuniste s-a retras din spațiul public, însă stârnește în continuare curiozitatea românilor. Mulți se întreabă și acum ce pensie are Ion Iliescu. Suma primită de la stat nu e deloc mică, un președinte cu două mandate și jumătate, Ion Iliescu este unul dintre personajele cheie din politica românească. După momentul decembrie 1989, el este primul președinte ales după căderea regimului comunist, de fapt, a avut două mandate și jumătate ca șef al statului, între 1992 și 1996, apoi între 2000 și 2004, dar a fost ales și la alegerile din mai 1990, mandat ce nu a fost considerat constituțional în condițiile în care, la acea vreme, legea fundamentală încă nu fusese votată, ce pensie are Ion Iliescu, de ceva vreme, s-a retras din viața publică, însă rămâne unul dintre cei mai controversați politicieni ai țării. Mulți se întreabă și acum ce pensie are Ion Iliescu. Suma primită de la stat nu e deloc mică. Fostul președinte încasează lună de lună. În jur de 15.000 de lei, suma este compusă din pensia de aproximativ 4.000 de lei, o indemnizație oferită pentru ocuparea primei funcții în stat de peste 5.300 de lei și o a doua indemnizație de senator, în valoare de 5.000 de lei, abandonat de mamă, când avea doar un an, personaj controversat, admirat de unii. Contestat de alții, Ion Iliescu a avut o viață dificilă. Copilăria sa a fost marcată de momente grele abandonat de mamă când avea doar un an, iar tatăl său a fost condamnat la închisoare și a trăit primii ani în Oltenița, localitatea în care s-a născut și în care locuiau bunicii săi.